Când ai ocazia să joci un rol negativ, tu poți să intri în această stare în care vrei să intri de mult, dar nu-ți permite societatea. Și care valori, ce valori vrea să transmiți noi generații? Sentimentul de empatie. N-am jucat niciodată roluri cu tentă negativă. Și el se ducea, cânta la o cumătrie și dădea 50 de rubli pe vremea aceea stăpânului și spunea să-i dai băiatul separat. Puneam copilul, știi, într-o situație psihică nenormală. Eu am exportat ultimele 15 minute de film. La momentul acela eu n-am dormit 50 de ore. Chiar credeam că noi nu o să mai avem niciodată cinematografia noastră.